Oameni buni, sunt într-un program special din partea noastră, Ștefan de la Bărbureș și Narcis, pentru o legendă care nu va fi uitată niciodată, pentru Costel Gordoneanu, Dumnezeu să-l odihnească, pentru toți frații lui, pentru copilașii lui, pentru toți prietenii care sunt alături de el în această seară și, bineînțeles, pentru toată familia Dumnezeu. Nimeni nu. Și să cânte cuvintele astea special pentru legenda României, pentru Costel Gordoneanu, din partea mea Narcis și din partea lui Tăicuțul meu Ștefan. Omul cu cel mai mare caracter și cea mai mare dulceață. Ia să auzi. Asta pentru valoarea României, pentru Costel Gordoneanu, cea mai mare forță și în același timp și cel mai frumos caracter, cea mai mare dulceață. Cea mai mare valoare care va rămâne în istoria
Iauzi. Măi, Doamne, scrie-n cartea vârților că legea te dă bun. Un lume cu glorie, un lume cu glorie rămâne în istorie. Ia uite ce spune. Mai e Doamne, vorbitează o etichetă. De vadă lui Adrian. Pentru Costel, pentru Costel, pentru Costel. Dumnezeu să vă dăgească. Pentru frățile nostru, pentru Costel Cordoneanu, Dumnezeu să mă privească. Pentru emblema familiei, pentru Costel Cordoneanu. Să mai repete strofa asta, cuvintele care caracterizează pe Costel Cordoneanu, așa cum am zis mai înainte, legenda României, forța României. Te-auzi! Măi, Doamne, un ghidează o etichetă, toată lumea regretă. Măi, Doamne, el n-avea la semănare, altuia Ștefan cel Mare. Auzi, Adrian? Pentru cum a trebuit să-l vorbeam, pentru cum a trebuit pentru Ștefan cel Mare al Moldovei, din partea lui Alex de la băiatul lui Costel Cordoneanu, pentru tăicuțul lui Dracu, Dumnezeu să-l iubească. Din partea lui Paul, pentru Lucicului, pentru Costel Cordoneanu, Dumnezeu să-l iubească. Din partea lui Claudiu, pentru regele Costel Cordoneanu, Dumnezeu să-l iubească. Din partea lui, la toți nepoții, pentru unchiilor, pentru Costel Cordoneanu, legendă vie, Dumnezeu să-l iubească. Ia uite ce spune Costel. Dumnezeu are legendă, Dumnezeu are în agenda, m-am născut să fiu legendă. E bată lui Claudiu, pentru comandul lui Petru Costel. Dumnezeu are în agenda, Dumnezeu are în agenda, să fiu legendă. Eu m-am născut învingător, numele meu nemuritor.
auzi. Dacă o legendă mare, dacă o legendă mare, numele lui nu dispare. Rămânem o veșnicie, rămânem o veșnicie, că-a fost o legendă vie. O strofa asta pentru Daia de Lopez, de partea lui Adrian. Tot pentru Costel, pentru legenda noastră, tatăl nostru, puterea noastră, și-a zice Dumnezeu să-l odihnească pe Costel Cordoleanu. Am și o strofă specială pentru Andrei, pentru Alex și pentru tăicuțul lui, pentru Costel. Iauzi! Atunci am crezut că așa tată ca al meu, ca așa tată ca al meu, să găsește foarte greu. Alex, te știu că ți-e greu. De la Babe pentru Costel Cordoneanu și pentru toată familia lui, în durerea ta. Dumnezeu să ne ajute. Ia-uzi! Ce spune vorbele astea din partea lui Alex? O vorbă o spun și gata. Costel Cordoneanu, regele. Măi, domnule, vorba mă spun și gata, tu ce valoarea lui tata. Ne-a dat gâna de mea de stele și să avem grijă de ele. N-au ce spune. Se mai repet o dată din partea lui Alex. O vorbă mă spun și gata. De la toți nepoții, pentru unchiul lor, pentru Costel Cordoneanu, pentru viața lor, aplauze! De partea lui Marius, pentru Costel Cordoneanu și pentru toată familia întruviată, Dumnezeu să ne dea pe Costel. De bată lui Ștefan pentru Costel Cordoneanu, dumneavoastră. O vorbă o spun și gata. Ducem valoarea lui tata. Ne-a dat gâna de ne-a dat stele și să avem grijă de ele. O să-i ducem stelul sus și n-o să-l facem de râs.
Măi, Doamne, cum este ziua de Paște, ca Costel nu se mai naște. Și numele lui Sonor rămâne nemuritor. Auzi ce zice Alex. Măi, Doamne, eu nu mai am bucurii, dar am grijă de copii. Eu stau lângă frații mei și o să fiu mereu cu ei și o să-și ducem steagul sus și nu te facem de frumos la toți oamenii din această țară care sunt prezenți, pentru că sunt alături de ei la durerea lor și pentru respectul lor. Le mulțumesc din suflet, Adrian și toți frații Gordoni și familia lor. Hai încă la doi frate. Și o strofă asta frumoasă, ce spune Costel pentru copila și lui. Auzi. Ia uite ce spune Costel. Că mă răscolește rău când plângeai băiatul meu. Toți băieții lui, i-auzi, părând, spune Costel. Rugămintea lui la toți băieții lui ce spune Costel.
scoaleste rău, camada scoaleste rău, plânge campionul meu. Ia uzi, ce spune Costel? Că e rău pentru o fată, că e rău pentru o fată să rămână fără tată. Iau ce spune, ce spune, ce spune, ce spune Costel strofa asta. Viața și sufletul lor pentru Costel. Iauzi, iauzi, iauzi. Ce spune în costrofă, dureros. Strofa asta pentru toți frații al lui Costel. Iauzi, iauzi. Frăților nostru bun, vine Paștele.
auzi. Cum ne punem noi la masă, dacă tu nu ești de casă. Iauzi, care atunci când viețul frate amâncă, atunci când viețul frate e mai dureros ca toate. S-a stins, Doamne, viața lui, s-a stins, Doamne, viața lui, chiar în postul Paștelui. Ia-o-s, fraților meu, regele meu, o, ce-a plăce sufletul meu, o legendă adevărată, o, niciodată. Partea localului Petru Costel și toată familia lui îndulerată, pentru frații lui, copiii lui și tot ce înseamnă familia lui Costel Copil. Încă o dată. Frațiorul meu, regele meu, viața și sufletul meu, o legendă adevărată. Lucia Buftea, pentru un Costel Cordoneanu, Dumnezeu să-l odihnească. Ia o ce spune într-o strofă. Pentru toți frații lui Costel. Ia-o-ți. Ce spune Costel pentru toți frații lui. Frații mei, vă las cu Domn. Frații mei, vă las cu Domn. Pleacă unde vine tot. Eu știu ce tare mă seacă. Eu știu ce tare mă seacă. Că de genenda voastră pleacă. Iauzi, încă o dată vorbele astea, ce spune Costel pentru frații lui. De la Adrian. Pentru Costel, pentru frățiorul lor. Să jură pe copiii lui cel mai frumos și cel mai dulce caracter. Și să confirme toată țara. Costel Cordoneanu. Adevărat. Iauzi. Cel mai frumos caracter. Auzi, Adrian. O, cel mai frumos caracter avea fratiu meu Costel. Iauzi. Și separată de șmecherie. Separată șmecherie. El ținea la prietenie. Auzi ce spune? Din partea lui Seba de la Londra, pentru Costel Cordoneanu, Dumnezeu să-l odihnească. De la Mental, pentru Costel Cordoneanu, Dumnezeu să-l iertă. Iauzi, să mai repede o dată vorbele astea. Ce spune? Doamne, cel mai frumos caracter. Tot din partea lui Adrian. Pentru Costel, pentru Costel, pentru Costel!
Ia-uzi. Era piperul și sarele cu recunoaște toată țara. Ia-uzi și vorbele. Se pare de șmecherie, se pare de șmecherie, ține mult de la prietenie. Auzi. Și când își dă de-a cuvântul, când își dă de-a cuvântul, se cuzire ura pământul. Fără ținul meu, regele meu, știa furul Dumnezeu. Din partea la toți nepoții, pentru unchii lor și pentru bunica să fie puternică, de la toți nepoții, nu postez. Și o strofă și pentru măicuța lui Costel de la Adrian. Da. Din partea lui Adrian pentru măicuța lor și din partea lui la cea mai îndurerată mamă pentru băiatul ei, pentru Costel, pentru regele. Ce spune strofa asta? Auzi ce spune. Cum spune măicuța lui Costel cuvintele astea? Strofa asta pentru cea mai îndurerată mamă, pentru măicuța lui Costel. Și din partea lui Adrian pentru nevasta lui Costel, pentru Grațiela. După strofa asta, o strofă și pentru Grațiela. Ia-uzi. Ce spune măicuța lui Costel?
Ia-o-s. Ia-o ce spune. Adrian și toți frații, spune acest mesaj pentru Grațiela, să fie puternică, că a dat dovadă de o femeie puternică. Spune Adrian și toți frații. Ia uite ce spune Costel pentru soția lui, domnul Grațiela.
Da. Pentru Costel Cordoneanu, vorbele astea originale, ce-i plăcea mie. Mai e, doamne, diplomată șmecherie, nu se ia fata furie. O șmecher de calitate, nu e diploma rată. Au ce zice pentru Costel vorbe care plăcea lui. Să repetăm încă o dată vorbele astea din partea lui Costel Cordoneanu.
de la Adrian. Eu vă mulțumesc la toți, prieteni, frate și cu nepoții. C-ați venit la moartea mea, că nu știi-nați valoarea. Și când ne dădeam cuvântul, se cutremura pământul. Pentru cei care n-am putut să vă răspund, e durere mare, suntem la Iași. Am avut multe mesaje de ce n-am filmat soția, nu-mi permit să mă duc prea aproape pentru că e greu și voi trebuie să înțelegeți. O să fac și o pauză, să mă duc să beau și o apă și o să revin înapoi. Voi rămâne aici și mâine. Vineri va fi mormântarea. Ștefan, Narcis, mai mult. Mă rog ca Dumnezeu să dea putere la familie. Să întărească Domnul Iisus, să poată să treacă. Nu e vina mea, referitor la internet, nu e semnal aici, suntem la castel și e semnalul foarte, foarte slab. Am încercat toate variantele, nu prea e semnal deloc. Eu am 5G pe telefon, sunt persoane care, deci care efectiv semnalul.